La mai bine de 3 ani de la tragedia care a zguduit o țară întreagă, procesul lui Gheorghe Dinca a ajuns la final. Procurorul a cerut condamnarea maximă în acest caz, adică 30 de ani de închisoare. Decizia nu bucură însă familia Alexandrei Măceșanu, care spune că fata este încă în viață, iar condamnarea nu face decât să pună capăt căutărilor. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Sunt domnișoară, am 15 ani și am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Măceșanu Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. La mai bine de 3 ani de la acest moment tulburător, Gheorghe Dinca, acuzat că a ucis 2 fete din Caracal, ar putea ajunge după gratii. Șeful de ICOT Olt a cerut în instanță condamnarea lui Dinca la 30 de ani de închisoare. În astfel de cazuri, parchetul solicită instanții o condamnare pe viață, lucru care nu e însă posibil în această situație pentru că acuzatul are aproape 70 de ani. Pentru celălalt bărbat implicat în acest caz, și anume Ștefan Risipițeanu, procurorul a cerut o condamnare de 12 ani de închisoare. Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru data de 12 august. Decizia a stârnit controverse în rândul familiei Alexandrei Măceșanu, care e de părere că tânăra încă e în viață, iar condamnarea nu face decât să pună capăt căutărilor. Procesul a început în anul 2019, după ce Gheorghe Dinca ar fi răpit 2 tinere în vârstă de 15, respectiv 18 ani din Olt. Este vorba despre Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Fata din urmă a fost cea care a alertat autoritățile la o zi după dispariție, când a apelat la 112 chiar din casa lui Dinca. Tânăra a așteptat apoi în zadar să fie salvată pentru că autoritățile știau unde se află, dar au așteptat până dimineața pentru a intra în locuință. La acel moment, în curtea lui Dinca a fost găsit un butoi metalic în care se aflau cenușă și fragmente de oase umane.